Șapte elevi suceveni au făcut un pas important în competiția pentru securitatea cibernetică. Aceștia, calificându-se la faza națională a Olimpiadei de Securitate Cibernetică, un eveniment inedit în calendarul competițional al Ministerului Educației. Lotul din Suceava este alcătuit din șase elevi ai Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung și un elev de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Marcian Ștefan Vitănescu, Darius Gavriloaie, Ionuț Cristian Angel, Irina Loghin, Silviu Iulian Mucea, Darius Rață și Adelin Mihai Sofian, toți din clasa 10 -a reprezintă cu mândrie județul în această competiție. Elevii au fost pregătiți de cadrele didactice din cadrul colegiilor lor, iar rezultatul nu au întârziat să apară. La etapa națională a Olimpiadei de Securitate Cibernetică, elevii vor avea ocazia să-și testeze cunoștințele într-o probă de concurs, ce va cuprinde aspecte teoretice și aplicații practice de tip provocări. Inițiativa Ministerului Educației de a include această competiție în calendarul școlar vine ca o recunoaștere a importanței educației în securitatea cibernetică, într-o eră marcată de evoluția rapidă a tehnologiei și de necesitatea specialiștilor în acest domeniu. Olimpiada de securitate cibernetică este nu doar o competiție, ci și o oportunitate pentru participanți de a-și demonstra abilitățile și de a se implica în comunitatea globală a securității informatice. Cei mai buni dintre ei pot fi Selecționați pentru a reprezenta România în competiții internaționale, precum Campionatul European de Securitate Cibernetică.